Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune a Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simon, la această oră îl avem invitat în platoul Capital TV, televiziunea pe bună, pe primarul Comunei Totești, domnul Tiberiu Pasconi. Bună ziua, domnule primar, bun venit în studioul nostru. Bună ziua, bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii postului dumneavoastră de televiziune, care ne văd astăzi și care ne urmăresc în integralitatea lui și cred că în această emisiune pot să spun tot ceea ce m-a determinat de când am ajuns primar și în timpul mandatelor până la al treilea mandat, cum îl finalizez. Bun, păi tema emisiunii chiar asta este, domnul primar, se numește raport de primar. De asta v-am și chemat, că pe urmă în campania electorală, dacă mai veniți, discutăm altfel, ca să zic așa. Deocamdată v-am chemat în calitatea noastră de primar în funcție, mai ales că astăzi am avut o invitată și pe domnișoara care va contracandida la primărie. Mi-a plăcut emisiunea cu domnia sa, a fost una de bun simț, zic eu, dar probabil că încă n-ați văzut-o și o să o vedeți. Nu pentru asta v-am chemat, ci v-am chemat să-mi spuneți câte mandate de primar ați zis că aveți. Trei? Ca să completez și să vă dau un răspuns la întrebarea dumneavoastră prima dată, cu celeritate vă spun că eu cred că tot o emisiune de bun simț, când se va vedea, va fi și această emisiune. Acum vedem, depinde cât de obraznic sunt eu, domn primar. Am trei mandate de primar, al treilea mandat îl închid acum. Deci, de 12 am primar în Comuna Totești. Bun. Și cum au fost acești 12 ani care, iată, se termină, că de curând se încheie un al treilea mandat? Cum a fost pentru noastră ca primar? Deci de la ce m-a determinat ca să candidez la începutul mandatului meu, au fost mai multe motive care nu pot să le număr astăzi, datorită faptului. Bine, e multe lucruri pe care s-au întâmplat, 12 ani, nu? Care s-au întâmplat în timpul mandatelor mele. Deci am plecat și m-a determinat să candidez în 2008 datorită faptului că îmi doream din suflet ca eu, ca și cetățean al Comunei Totești de foarte mult timp, și cetățenii Comunei Totești să beneficiem de un trai mai bun, cu o siguranță de trai mai dezvoltată și să am o strategie de dezvoltare a comunei foarte bine structurată și pe care am fundamentat-o în decursul mandatelor mele, după cum se și vede, să, ca cetățenii comunei să aibă ceea ce am spus înainte, un trai mai bun, un trai decent, un trăiesc într-un loc în care este adorabil pentru viața lor. Bun, dar îmi spuneți o strategie de dezvoltare a comunei. Cum ați gândit strategia asta de-a lungul celor trei mandate? Adică, cum s-a dezvoltat comuna? Deci un primar care vine... De tot nu știți de traiul mai bun, traiul mai bun. Absolut. Deci un primar când dorește să... Nu intuiește, dorește să ocupe această funcție în cadrul urbei pe care dorește să o păstorească îndelungul, în timpul unui mandat sau mai multe, dacă gândește la acest lucru, nu poate să dezvolte comuna fără o strategie de dezvoltare, vorbim de zilele de și din urmă și de astăzi, dacă nu ai gândit cam ce trebuie să faci și ce trebuie să lucrezi pentru cetățenii tăi, ținând cont că din 2007 România a intrat în Comunitatea Europeană. Acolo, ducându-ne și raportându-ne la Comunitatea Europeană, fondurile europene au fost primele care au putut fi accesibile și accesate de UAT-urile toate din România. Vorbim de AFIR mediul rural, vorbim de ADR mediul urban, vorbim pe toate axele de implementare. Aici putem să ne raportăm la planul operațional regional, planul operațional sectorial, AMEPOS mediu,
lucruri care... Dar colo de teorie, numai ce puțin. Proiecte europene ați făcut la Tătăiști? Numai puțin, ajungem și vi le dau un detaliu. Eu am impresia că dumneavoastră aveți emoții în emisiunea asta, nu știu. Absolut deloc, absolut deloc. Problema este următoarea. Ca să pot defini aceste proiecte, m-ați pus întrebarea că plec de la o strategie de dezvoltare pe axele care s-au putut implementa. Normal că trebuie să știi. Și aștept și o întrebare de la dumneavoastră, absolut, sigur. Păi nu. Proiectele care au fost. Și atunci normal să vă întreb că omul nu știe. Hai, lasă-mă cu axa 1, 2, 3, pol, programul, măsura 3, 5, 7. Ajungem, numai puțin. Ajungem și la obiectivele de investiții care au fost finanțate pe axele care vi le-am spus înainte. Corect. Acum nu e ușor să implementezi un proiect european, că cu denumirea lor populare. Da. Absolut. Durează, deci, până faci studiu, până... Ținând cont că în 2008 am preluat o comună fără apă, fără canal, fără infrastructură apă-canal, fără infrastructură rutieră decentă. Da, nu era apă, nu era canal, nu era niciunul dintre sate. Pe sănătate n-am avut și pe cultură n-am avut, pe... am avut multe, știți, bine, nu și erau la Păcrișa, culturale, dar nu era mai nimic. Banii, bugetul primăriei Comunei Totești la momentul respectiv, ca să faci pe un buget local, nu permitea și nici astăzi nu permite lucrul acesta, cu toate că am mai ridicat puțin veniturile, dar a fost nevoit și conform strategie ca să putem să apelăm la fonduri europene și fonduri guvernamentale. În timpul, de-a lungul timpului, pot să enumăr multe lucruri pe care le-am făcut, dar principal e că lumea din Comuna Totești le știe și le simte. Dacă timpul ne permite... Poate nu le știu toți, absolut, poate nu sigur toți. Că da. Deci primele lucruri pe culte am inițiat din 2009, bisericile care au fost cu sprijin de la bugetul local, mai puțin cu sprijin, case paroiale, am început, am făcut două. Unde? Cârnești și Reia. Așa. Așa. Ziceți că la Totești. Că și nu, făcut, nu, la Totești a fost reabilitată, deci, dar vreau să vă spun că astea sunt construcții noi. Da, urmă, deci ați făcut casă, uite, eu nu știam, casă parohială nouă la Reia și Cârnești. Cârnești? Absolut, sigur că unde? Unde lângă erau... biserică, în curtea bisericii Reia și vis-a-vis de biserica de la Cârnești, pe partea cealaltă. Uh-huh. Majoritatea din sponsorizări. Am scos, banii fiind insuficienți, am recurs la această modalitate și ne-a ajutat Dumnezeu și am făcut acest lucru. După care, pe infrastructură apă-canal, am avut proiecte depuse, apa și canalul în Comuna Totești nu am putut să le facem din prima, când am avut surse de finanțare cu sume mari, atunci până la 1 milion de euro, și a necesitat canalizarea, am atins-o din 3 surse de finanțare, în 3 ani diferiți, cu proiecte depuse la fiecare sesiune de depunere, am depus proiecte și le-am adus în stadiu în care canalizarea în Comuna Totești este aproape definitivă, 98%, predăm, cred că în maxim o lună, o lună jumate, mai avem spaurile, care să le punem pe stații de pompare. Ah, stații de pompare. 4 număr, ca să le dăm drumul și să fie funcționale și să predăm la operatorul regional. Deci noi ați făcut canalizarea din 3 proiecte, asta înseamnă din că trei. Ați rupt prima sursă de finanțare, canalizarea pe sate sau pe... Nu, a fost prima dată introdus pe... PNDL-1, așa. Magistrala de ape uzate, care a dus, a plecat de la satul Cârnești și avem deversarea se apelor uzate. Se termină la capătul Reiei, nu? Nu, se termină în stația depurare la Hațică. A, deci aș trece de Reia, merge deci spre noi este și... un lucru foarte bun, uh-huh. Că nu beneficiem, nu avem stație de epurare în comuna noastră, stația de epurare deservește și Comuna Totești de la Hațec, ținând cont că a fost un proiect european de, pentru 40.000 de locuitori. Păi și nu e ok? Absolut. Am luptat pentru acest lucru și mi-a ajutat Dumnezeu și am depus proiectul, a fost finanțat și implementat. După care, a doua etapă de la magistrală, deci toate branșamentele pe străzile principale, secundare, drumuri comunale local, de interes local în Comuna Totești, trebuiau alimentate din magistrală, îmi trebuiau alte surse de finanțare, lucru care m-a determinat și am propus... Și nu, branșamente vorbim de altceva, e altceva. Vorbim despre definirea aglomerării în care în județul Hunedoara, împreună cu Consiliul Județean Hunedoara,
acum 3 ani de zile s-a definit aglomerare, s-au câștigat 11 proiecte pe canalizare în mediul rural și aici pot să enumăr zona Hațegului, Bretea, Orlea, Totești, Sarmi-Segetuza. Aglomerarea fiind definită peste 2000 de locuitori ca să beneficieze comune, deci structurate și aglomerate în această, puse în această aglomerare ca să beneficieze pe fonduri europene. Să se adune Asta un este un număr proiect, este de un proiect pe 7.2, beneficii măsura acolo. 7.2, care a fost implementat, v-am spus, din asta mai am 98-97% este făcut, mai am asta și predăm la operatorul regional, după care am avut o diferență în satul Totești, unde nu puteam să bag datorită configurației urbanistice a imobilelor, clădirilor, gospodăriei de populație, Că drum eram național, departe și de absolut, autodromul stâlpii, național. și am recurs, ne-a permis sursa de finanțare și am recurs prin declarații notariale și am putut băga apa și canalul, canalul și apa în acest sat, pe PNDL, al treilea proiect, și acest proiect este în fază finală, PNDL-ul. Deci, în integralitatea lui, acest proiect este definitiv, spune noi, v-a spus procentual în ce fază ne aflăm. Pe urmă, apa curentă a fost introdusă în 2011, am început, 2010, am obținut pe PNDL 1 apa, în același timp cu magistrala de apă curentă și canalizare, dar apa a avut o situație altfel, ținând cont că la nivelul județului Hunedoara, operatorul regional, respectiv APA Produ, a definit un master plan al județului pentru crearea utilităților publice, infrastructură, apă și canal în toate comunitățile din județul Hunedoara. Ținând cont de poziția geografică pe care noi avem ca și comună, în mijlocul celorlalte comune, apa potabilă, care trebuia adusă de operator spre celelalte entități, trebuia adusă printr-unul din satele noastre, unde au primit avizul de principiu de la Hidroelectrica și acest sat era Cârnești. Nu mi s-a putut emite aviz la acel moment. Păi de ce? Păi, momentul în care trebuia să treacă cu apa prin noi și nu puteau să-mi dea aviz pe porțiunea asta și eram prins pe Nu puteam fonduri sau nu europene. vreau? Nu. Nu se putea. Deci, datorită faptului că pe POIM proiectul trebuia să fie conform, eligibil, cu traversare prin UAT Totești și ca să beneficieze de conformitate și eligibilitate, la acel moment trebuia să avem și câțiva număr de consumatori. Respectiv, Aha. așa. Păi ce n-aveați? Număr de consumatori pe POIM-ul operatorului. Și atunci mi s-a rupt cum să mă exprim, o fracțiune din această lungime de alimentare cu apă curentă, apă potabilă, a rămas pe programul operațional pe POIM și după care eu am închis apa peste tot, am avut acest, după aceea, PNDL-ul 1, totul funcțional, branșamente, tot ce s-a putut și aici vreau să mă duc, m-ați adus aminte la ideea dumneavoastră înainte de branșamentele care sunt, fiecare gospodărie din 527 de gospodării, Atâtea respectiv aveți în blocurile comună? Păprișa, dar sigur că da, beneficiază de branșamente la limita proprietății de racorduri, dintre care sunt racordați cam la apă curentă din ce este dat drumul, 86,4%. Da, deci nu s-au racordat canalizare. toți încă. Nu, că mai am porțiunea cealaltă care lucrez acum la ea, o să ajung și acolo. Deci am ținut Asta cont la apă. la apă. Canalizarea este, acum o să-i dăm drumul, am locurile vitale unde am stațiile de pompare, unde n-am putut să facem branșamentele, sunt făcute la limita proprietății conform proiectului tehnic, ca și număr de branșamente, dar de la limita proprietății, proprietarul face branșamentul la gospodăria dânsului. Corect. În momentul de față pot spune că utilitatea publică apă și canalizare în comuna Totești este aproape 100% ok. Referitor la diferența de apă, care acum este, ținând cont că ne ducem în spate la cum am început emisiunea și întrebările dumneavoastră, strategia de dezvoltare, că asta acces și pe asta îmi place să spun, strategia de dezvoltare mi-a conferit scriptic și nu teoretic, cum se spune de multe ori, ca să putem Stați că practic, nu vă înțeleg, vă pierdeți. practic, nu mă pierd absolut deloc, Nu, eu vă pierd. practic, ținând cont
de utilitățile publice, la momentul respectiv trebuia să gândesc infrastructura rutieră. Păi. Într-un proiect tehnic, într-o strategie de dezvoltare, în momentul în care ai prins utilitățile publice, apă și canal, ținând cont că drumurile se sparg și sunt și trebuie o perioadă în care dumneavoastră sunteți unul din cunoscătorii comunei și știți bine. Da, cunosc foarte bine comuna. Știți bine care au Am fost și efectele acolo. Care au fost bine, au fost și efectele negative ale creierii utilităților publice și nu numai la noi. Se sparge strada, trebuie un timp oarecare de cel puțin 4, 5, 6 luni de zile, depinde de solul care este decapat, ca să facă tasarea naturală, indiferent că spune că tasare, că nu poți să intervii și să faci refacerile care sunt trecute în listele de cantități în cadrul proiectului tehnic, ca să revii repede, astup și asfaltezi. N-ai făcut absolut nimic. Și am avut un experiment în acest sens, pe o mică porțiune încercată ca să pot... Nu. Și am greșit. Și atunci am lăsat un timp unde, oarecare... Unde a fost asta? Un timp pe strada Reia. De la Reia, porțiunea aia mică, unde era deja se lăsase, uh-huh. După care nu mai poți constructorul odată face refacerea. Nu mai poți să recurge, trebuie după aceea să găsești sursa de finanțare, bugetul este infirm ca să poți să faci lucrul ăsta și atunci am gândit altfel. Pe lângă toate acestea, fondurile europene care erau destinate în acest sens pentru reabilitare infrastructură rutieră în mediul rural, am depus un proiect care l-am câștigat pe infrastructură rutieră în comuna Totești. Un al doilea proiect l-am depus pe Programul Național de Dezvoltare Locală, în care l-am apucat și acesta, transformând, reclasificând drumurile care nu le-am avut nici intabulate, lucrurile. Și aici pot să vă spun despre acest, din punct de vedere cadastral, am venit și n-am avut inventarul domeniului public bine structurat. Ați făcut cadastrarea aceea gratuită. Vorbim și despre aia, este altceva. Nu știu dacă mai avem timp, că vă lungiți foarte tare și nu, suntem aproape la jumătatea emisiunii. Dar nu, eu îmi doresc să vorbim. De asta, păi de vorbim, dar eu vă las deocamdată. Deci în momentul în care... Vă lăsați-vă pe mine, numai să vă explic. Dacă vreți, pun microfonul jos și deci, vă las urmă. Deci, nicio problemă. Deci, ținând cont, am avut atunci, am recurs la intabularea drumurilor de interes local, drumuri comunale și după care, devenit proprietar, am avut oportunitatea, din punct de vedere al legalității, să pot depune aceste proiecte. Am avut un proiect pe 72, v-am spus, un proiect pe PNDL, proiecte care astăzi se unesc în totalitatea lor, după cum știți, comuna Totești, peste puțin timp, peste tot ce a fost, chiar a fost drumurile, au fost făcute de hidroconstrucția, betonate multe din ele pe o lungime aproximativ de, nu aproximativ, vă spun cu certitate, cu certitudine 18,6 km. Deci, astea sunt asfaltate. Asfaltat, beton. Beton, uh-huh. Care a fost spart și a fost cum a fost, știți, între localități, da. În comună. Bun. Am avut un drum județean, drumul 83A, drumul pe care circulați și dumneavoastră și noi toți, de la biserică de la Păcrișa până la limita cu, inclus în ortofotoplanul comunei Totești cu nălațul respectiv orașul Hațeg, unde l-am solicitat și a fost dat nouă ca să ne creăm și utilitățile publice pe el și a fost dat drum comunal, clasificat drum comunal. Deci nu mai e drumul județean. Vă spun și drumul județean ce mai avem. Mai este sau nu mai, mai nu avem? Mai e. Nu, ăla nu mai este. Mai avem alte două drumuri. Drumul de la între Păcrișa și Reia, care merge spre Sfânt Petru, da, o porțiune de 300 ăsta, de metri. Să vă întreb, că am auzit da. Multe discuții. Da, ce nu? Mai am cum să nu vă întreb. Absolut. De la intrarea din drumul național, da, de da. La biserică de la Păcrișa spre Reia, așa. A devenit drum comunal. Da, până la ieșire din Reia, la drumul către Vadunăraț. Cât e masa maximă admisă pentru... Acolo aveți niște probleme cu sătenii, probleme... Numai puțin. Mă rog, niște nemulțumiri. Știu ce mă întrebați, știu ce a făcut în cadrul proiectului tehnic. Proiectul tehnic ne conferă indicatoarele rutiere pentru tonajul... Nu indicatoare, cu cât e voie să se intre? Stați să vă explic. Proiectul tehnic, avizul de principiu la depunerea proiectului tehnic către finanțator... are un aviz de principiuri care este solicitat de proiectant la poliția rutieră al județului din care așa. Faci parte. Corect, da? Până aici. E bine, da? Păi nu după știu, care, eu vă întreb, domn după, primar, nu, după se... care, după care
Când se ofertează și se introduce în licitație publică proiectul tehnic, constructorul care vine respectă în totalitate cerințele cerute în caietul de sarcini. Domnule, dați-mi încolo de constructor, atent. Cu cât se circulă acolo. Ascultați, să ajung la partea definită a proiectului. Deci, în momentul în care, deci da. Noi pe drumurile comunale, deci avizul, acum mi-a ieșit avizul de la Poliția Rutieră, avem indicatoare de tonaj. Corect. Pe Păcriș avem de 7,5 tone, avem indicatoare rutiere, avem marcaje transversale, marcaje longitudinale. Urmează să le puneți, acum, probabil. Sunt în faza, că n-am ajuns să vă explic, faza de implementare al proiectului 7.2 pe fonduri și faza de implementare pe PNDL. 3 și 6, proiectul 69, dați-l acolo. Deci în faza în care beneficiază acest proiect de indicatoare rutiere, de marcaje longitudinale, de marcaje transversale, corect, de oglinzi în curbe deosebit de periculoase, în curbe... Poate să mergă fetele să se marcheze, să nu... Domnul moderator, permiteți-mi să vorbesc și eu. Deci în curbe, păi prima la stânga, prima la stânga, prima la dreapta. Deci lucruri care sunt definite în structura proiectului și la momentul închiderii acestui proiect, când va fi licitat, cu celeritate veți simți... Dați-o încolo de celeritate! Veți simți mai că... Merge cu mai, veți simți că proiectul... Nu, că sunteți cetățean al comunei. Păi nu, cred, nu mutația pe nu cred că sunteți trecut în lista electoratului. Da, că și cred că și mergeți corect, la vot bine. În comuna Totești și votați primarul în funcție. Că, nu, mă gândesc că dumneavoastră sunteți unul din... O să vedem lucrul ăsta. Bun, deci, bine. Acum vorbesc foarte serios. Deci, până la urmă, cu cât se va circula acolo? 7,5 tone, da? Deci în momentul se plângeau, în care... Haideți-vă și spun, se plângeau unii, unii oameni. Cetățeni știu că au ajuns să uite. Că, domnule, că ne tremură casa, că intră unii cu nu știu câte tone. Eu nu mă pricep la tonaje. Acum, să vă explic și... Nu trebuie să explic asta, să vă spuneți oamenilor. Nu, să explic și oamenilor care eu am avut... 7 tone jumate. Eu am avut discuții cu cetățenii satului Păcrișa respectiv acolo, care sunt cu niște probleme, care sunt cu... că se scutură casa și, da, într-adevăr, deranjează infrastructura și normal. Deranjează, da. Dar problema, ținând cont acum de situația în care noi avem un agent economic acolo, care numai aia merg, că nu merg altele, am gândit și acum am recurs din excedentul, din retrocedare pe legile fondului funciar, unde avem definite proprietățile și intabulate, și mai puțin și mai mult. Ce? Da, am un loc de accesibil, undeva pe lângă această societate și sper că pot și să văd că aici trebuie să țin cont și de efectul legii 214 din 2011, legea pajiștilor, care a fost și a fost dată și pentru utilități, pot să fac acest lucru, să scot din circuitul agricol și mă gândesc să completez inventarul domeniului public cu un drum de interes local, care va avea oportunitatea de a fi refăcut, reabilitat, ca să poată fi pe scurtătură, deci în momentul în care se iasă direct către mediul urban și am degrevat comunitatea Păcrișa de acest lucru. Mai mult de atâta, celelalte două proiecte din cadrul care PNDL-ul ați văzut cum așa, între comunitățile satelor noastre, respectiv Reia, Totești, Cârnești, Păcrișa. Deci avem drumuri accesibile și în afară de drumul național, care sunt foarte bine, au fost conturate la momentul respectiv, gândite în inventarul domeniului public, care am reușit și le-am reabilitat și asfaltat și s-a defluidizat foarte mult traficul de pe drumul național, care este un lucru foarte bun. Da, e un lucru foarte bun ăsta. Mai am o întrebare vis-a-vis de drumuri. Acum, da, absolut. Dacă tot v-am spus și eu, am o proprietate acolo, trec pe acolo, dorm acolo, câteodată nu e nicio problemă. Domn primar, da. Ați asfaltat, ați făcut frumos ce-i drept. Eu vă mărturisesc că la un moment dat am zis că am crezut că nu terminați anul ăsta. Da, uite că v-a ajutat Dumnezeu și ați terminat. Nu aproape în totalitate. Nu, dar... în totalitate, da. Eu am zis că nu terminați. Sincer. Mă bucur că m-am înșelat. Da, de data asta am eu ceva de comentat. E o veche problemă de-a mea. O să-mi atrag antipatii, dar mie nu-mi pasă. Iar pe dumneavoastră să vă pun poate într-o postură nu tocmai plăcută pentru... Puteți să-l dați pe silent, nu pe vibrații. Da. Pentru unii dintre locuitorii comunei. Dom'le, apreciez foarte mult că ați făcut asfalt. Asfalt este și în Germania, și în Italia, la țară și așa mai departe. Cred că intuiți ce vreau să spun. Dacă eu sau dumneavoastră mergem pe stradă și ne facem treburile, primim amendă. Corect? Că suntem oameni. Se circulă pe acel asfalt cu animale, deși există rute ocolitoare care se duc în pășune. Eu știu
că una dintre rudele noastre are animale și apreciez în mod deosebit că și-a făcut una de poschiar în pășune, necirculând cu ele pe asfalt. Dar sunt două, trei familii care încă în anul 2020 circulă cu vaca prin mijlocul satului. Mie lucrul ăsta nu mi se pare normal. Având în vedere că s-a dat și legea mirosurilor și toate lucrurile astea. Este o întrebare. Spuneți-mi, știu că vă pun într-o postură proastă, știu că e un risc să-mi atrag antipatii. Nu. Dar pot să vă dau un răspuns. Cine îmi plătește? Vă dau un răspuns concludent. Direct la întrebarea dumneavoastră, ținând cont de mediul rural, în care astăzi vorbim de toate proiectele europene care au puteți fost... Puteți să-l dați pe silent, să simte vibrația. Silent de tot. Așa. Ținând cont că am încercat foarte mult ca tinerii să nu plece din localitățile noastre care au fost interesați de proiecte în domeniul zootehniei, lucru care s-a și adeverit și a fost eficient din punct de vedere al susținerii mele. Da, copiii s-au întors. O fermă frumoasă, absolut. Și așa mai departe. Și adică nu numai el, mai au, dau, dar dar le tot ține în pășună, domnule. Absolut. Dar lucru care nu putem la ora actuală determina toți cetățenii, toți, că sunt 3-4 care sunt 3-4, ținând cont că încă nu avem o infrastructură de drumuri, de accesibilitate către pășune, alta decât este asta, vorbim de Păcrișa. Bun. Avem o problemă acolo. Dumneavoastră vă referiți la un drum? Da, dar nu este accesibilă la ora actuală, ținând cont căci acel drum, acum mai intabulez drumul, completez inventarul domeniului public cu acel drum, nefiind clasificat, și trebuie foarte mult să lucrez pe excedentul din retrocedare, că proprietățile unele se duc până în limita cu fostul centru de la Păcrișa și acolo mai avem un pic de lucrat cu proprietarii. Dar drumul există, până la urmă e vorba și de altceva. Nu, dar proprietățile, de noi nu putem să mergem pe proprietăți și să îngrădesc proprietatea omului. Omul, vă dați seama, există posibilități. Deci în viitorul apropiat, problema și intuiția mea pe partea zootehnică, ținând cont de pașii, numai puțin, înțeles, lăsați-mă să discut. Rezolvați. Păi, da, corect. Condensați-vă, că trebuie să luăm pauză de publicitate. Deci încep să ia contur în gândirea mea și în a face acest lucru. Sper să se și întâmple lucrurile în viitorul apropiat cât mai repede, ca să putem să dăm curs de această situație. Poate că vă supărați pe mine, eu sper că nu. Dar dacă vă supărați, vă trece. Ați făcut un parc așa de frumos acolo, da, în centrul comunei. Da. Vine vaca, intră în parc, dă în tuia, dă în alea, stau copiii aia să joacă acolo, stăm totuși în 2020. Deci poate greșesc eu, poate sunt prea occidental. Nu, la parcul este un drum comunal, un drum public. Nu poți să obstrucționezi dreptul și la animal, mediul rural astăzi, singur că n-am o altă oportunitate. Bună, dacă dumneavoastră vreți prin hotărâre de Consiliu Local să nu mă lăsați cu câinele în par, nu mă lăsați. Auziți, stați un pic. Haideți să ne ducem la cererile care au fost făcute și toate, da, și le băgăm și la mesele care trebuie să vedeți ce se întâmplă, că știți acolo care e problema cu gunoaile, care mă sufocă, care în fiecare primăvară scot și mă duc peste tot și probleme ca să apară cât de cât, și de asta este de acum încolo un pas în față care am început să-l fac. Spre civilizație, normal. Dar problema este că ne referim iară la vaci, că parcul, da, într-adevăr, acolo mai am un gărduleț de pus, mai am ceva de lucrat acolo, trebuie să fac o altă achiziție. Așa cum e, adică nu, dar eu am pus lucrurile astea și acolo nu va mai intra, că nu intră. Vaca nu intră în parc, nu are cum să intre, că vaca este condusă de cei care vin, nu vin singure vacile să intre prin parc. Acum, dumneavoastră, mai faceți, nu, că vaca... Nu, dar păi, poate intra mai sus un pic vaca. Poate intră un pic mai sus, poate se fracă de o mașină. Nu, n-are cum. Mașinile nu, că nu. Vacile vin și sunt puține la număr, intră. Dar poate trebuie. Vin eu într-o seară, bun, mai obosit eu nu cred și că asta. A, bine, la dumneavoastră e altceva, că dacă veniți obosit și nu sunteți atent, nu e o problemă. Nu, calc în ceva. Cine vă poartă noroc? Nu vă poartă noroc, absolut. Da. Să dăm în altele. Bun. Deci ați făcut asfalt, e foarte bine că ați făcut. Ați făcut apă, ați făcut canal. Da. Domnule, dacă ați făcut atâtea, hai să luăm și câteva momente de publicitate, după care să revenim.